În contextul anului comemorativ 2022, parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc a organizat o dublă lansare de carte. Cele două lucrări de istorie și spiritualitate sunt Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamț și Secu și Valori Cărturărești din Biblioteca Mănăstirii Noul Neamț. Evenimentul a avut loc ieri seară în biserica din sectorul 2 al capitalei. Întâlnirea a reunit clerici, istorici, oameni de cultură și oficialități de pe ambele maluri ale protului, printre care și ambasadorul Republicii Moldova în România. Moderatorii evenimentului au fost părintele paroh Bogdan Tăleanu și Silviu Constantin Nedelcu de la Biblioteca Academiei Române. Prima lucrare prezentată a fost Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamț și Secu, în cinci volume, semnată de Arhimandritul Andronic Popovici și editată de Ion Gumenei de la Institutul de Istorie din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova. Autorul a trăit în secolul al XIX-lea, la câteva generații după Sfântul Paisie de la Neamț, viețuind în Duhul și după exemplul cuviosului Isihast. Acesta a întemeiat mănăstirea Noul Neamț din Basarabia. Parohia noastră se consideră strâns legată de, de acest pământ românesc, Basarabia, și mai ales prin faptul că un preot de aici, părintele Gheorghe Crețu, imediat după ce sfatul țării a hotărât unirea Basarabiei cu România, a fost cel care a organizat Tedeumul ulterior, după acest moment. Pe de altă parte, și alte personalități de la parohia noastră s-au simțit legate de, de Sfântul Paisie. Printre aceștia se numără și... Marele teolog și apologet Ioan Ghesavin, care a fost consilier parohial aici, a întemeiat împreună cu fratele lui Părintele Petru Ghesavin un așezământ cultural Ateneu Sfântului Pantelimon. E cunoscut faptul că Ioan Ghesavin a avut numeroase scrieri despre isihazm în general și printre altele le spunea așa că prin mănăstirile românești din țara românească și Moldova, Isihasmul a pătruns și în spațiul slav, până în Rusia. Iată încă un motiv pentru care parohia noastră a ales ca în seara aceasta să organizeze la parohia noastră, în ajunul zilei în care se împlinesc 9 ani de când au fost dezgropate și s-a aflat în mormânt moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la, de la Neamț. Iată să organizeze un, un eveniment în care să, să vedem cum acest sfânt a creat generații de, de trăitorii sihaști, nu numai în țara noastră, ci în toată Ortodoxia. Volumul Valori Cărturărești din Biblioteca Mănăstirii Noul Neamț a fost prezentat de autor, fiind astfel lansat în premieră în țara noastră. Mănăstirea Noul Neamț, care este fica Mănăstirii Neamț, a fost fondată în 1861-1864, de fapt în 1864 a ieșit actul de fondare a acestei mănăstiri și este rezultatul unor peregrinări a călugărilor de la Mănăstirea Neamț, este vorba de arhimandritul Andronic Popovici, Teofan Cristia, care era vechilul mănăstirilor din Basarabia, știți că la 1812 Basarabia a fost anexată de Imperiul Țarist, dar Mănăstirea Neamț a rămas să mențină în Basarabia 14-15 moșii. Și atât după unirea de la 1859, o parte din monahii de la Neamț nu au fost de acord cu reformele lui Alexandru Ancuza și s-au refugiat în Basarabia, unde au înființat o altă mănăstire, Mănăstirea Nouă Neamț. De la Mănăstirea Neamț, acești călugări au adus valori de incontestabilă importanță istorică, cărți vechi, de fapt în literatura de specialitate se spune că Andronic Popovici, Isihie Donici și Teofan Cristi au adus de la neamț mai mult carte slavonă care trebuia să fie uh, lichidată. Nu este așa pentru că biblioteca Mănăstirii Nou Neamț a fost bogată în carte românească datorită cercetărilor pe care le-am întreprins în ultimul timp, mi-am dat seama că cartea românească a avut un loc privilegiat în biblioteca Mănăstirii Nouă Neamț. Ziua aleasă pentru acest eveniment marchează ajunul împlinirii a 9 ani de la descoperirea moaștelor Sfântului Covios Paisie de la Neamț.